Știm că investițiile de 5 stele în multe oase din stațiunea Mamaia pot genera business 12 luni de ani. Iar aceasta a fost un obiectiv strategic. Mamaia 12 luni de ani, suntem conștienți că nu se poate face de la intrarea în stațiune până la ieșirea din stațiune, dar anumite porțiuni pot funcționa. Fiindcă dacă noi le vom da instrumentele juridice potrivite, patronii vor investi. Căci acesta este mecanismul. Da, apoi vor veni imediat marile investiții. Marile investiții ale primăriei în momentul de față, ele trebuie să fie potrivite pe terenul existent. Afirmația Mamaia Turism, sezon de 3 luni, e reală sau nu? Este parțială reală. Și dacă te întreb, în 2030 putem vorbi de sezon de 6 luni în Mamaia ca urmare a acțiunilor voastre, ce spui? În 2030 cred că putem vorbi pe clasicul 1 mai, 1 octombrie. O luăm ca un angajament. Este un angajament. El este un angajament semnat la Ministerul Turismului, știți foarte bine. Prin avizul de OMD, noi avem la 4 ani de zile o creștere de 20% a cifrelor. Cifrele sunt bucurătoare, noi am trebuit bucurat de o creștere de 3,5%, anul acesta sperăm la o creștere de 10%. Nu se fac peste noapte. Nu suntem singuri în piață, v-am spus, lucrăm cu un buget extrem de limitat. Extrem de limitat. Și nu se întrevăd speranțe ca acest buget să crească. Doar dacă crește numărul de turiști. Numai dacă crește numărul de turiști, dacă crește valoarea fără TVA a cazării, dar asta înseamnă că suntem în inflație. Și nu știu dacă e un lucru bun. Noi ne-am înhămat, să spun așa între ghilimele, la ceva foarte, foarte greu. Ne dorim să revitalizăm piațeta casino, care din totdeauna a fost punctul zero, punctul central al activității în stațiunea Mamaia. Toată lumea știe că dacă vorbeai despre stațiunea Mamaia, te ducea gândul la centrul stațiunii, și anume la casino. Doi, nu există piațeta Perla, care de obicei era plină de lume. Acum, încet, încet, încercăm să o punem pe picioare. Și trei, ne dorim ca în viitorul apropiat să creăm un nou punct de atracție în stațiune, undeva în zona Rex. Astfel încât hotelurile din zona de nord a stațiunii să aibă și ele o reprezentativitate în ceea ce privește manifestarea artistică, happening-ul în stațiune. Deocamdată am început cu concertele la casino. Și am început de pe data de 1 mai. Deci am avut 1, 2, 3 mai în stațiunea Mamaia, 4, 5, 6 mai la piața Ovidiu din orașul Constanța, fiindcă ne-am gândit la sărbătorile pascale. În ceea ce privește zilele Constanței, care și ele au avut un impact turistic, s-au ocupat primăria, nu ne-am ocupat noi, am revenit la data de 1 iunie, tot la piața Casino, iar începând de vineri, de pe data de 20, odată cu startul în mini-vacanța de Rusalii, care este una generoasă, vineri, sâmbătă, duminică și luni, suntem prezenți în fiecare weekend, până pe data de 15 septembrie, la piața Casino. Avem deja un decalaj pozitiv, aș putea să spun, față de anul trecut, când ne-am oprit undeva la data de 1 septembrie, fiindcă ne-am gândit că s-ar putea să nu fie lume. Și acum ne-am dus cu 2 săptămâni mai târziu. Ei bine, la anul sperăm să ajungem undeva la 1 octombrie. Astfel încât ceea ce cunoaștem noi ca și întindere temporală a sezonului, 1 mai, 1 octombrie, să fie pe deplin acoperit. Lucrurile acestea nu se fac ușor, fiindcă ele depind întotdeauna de buget. Bugetul este ca un cărbun încins pe care cu greu îl ții în mână. Va trebui să-l întindem și să ciupim din el în toate direcțiile. Așadar, prima dată ne-am gândit ce anume oferim noi în weekend turiștilor care deja ne-au ales. Celălalt palier de care am vorbit este turiștii care s-au gândit la noi, dar încă nu ne-au ales, iar acolo intervine factorul comunicării și factorul publicității. Totodată, nu putem merge pe ideea că afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul. Noi nu avem puteri reale în administrația de zi cu zi a stațiunii Mamaia. Noi suntem totuși un ONG. De aceea aici e foarte importantă municipalitatea cu tot ceea ce facem. Stațiunea Mamaia are planul mărețe. Fiindcă dacă discutăm de întinderea sezonului estival, e bine, trebuie să știm dacă hotelierii pot oferi ceva anume în luna mai și în luna septembrie. Luna septembrie se observă că este o lună caldă, apa mării este în continuare potrivită ca și temperatură,
Ea este mai liniștită, zgomotul de fond al stațiunii nu este atât de puternic, așadar cei care sunt îndrăgostiți de plimbările romantice, cei care își doresc o vacanță mai liniștită, pot veni în luna septembrie. Și de ce nu? Trebuie să vorbim că și prețurile sunt mult mai mici. Așadar, dacă ne punem în pielea hotelierilor, observăm că ei au nevoie de piscine descoperite sau acoperite. Fiindcă asta este, trebuie și Dumnezeu să țină cu noi în ceea ce privește vremea, ce fac turiști atunci când nu poți intra în apa mării sau când nu este soare afară. Noi avem totuși o șansă, fiindcă suntem lipiți de Constanța, care este un oraș mare, plin de istorie, plin de atracție, adică un turist în momentul în care se cazează la Mamaia, ajunge foarte repede în Constanța. De aceea, un instrument foarte bun de planificare urbană, și anume planul urbanistic zonal al stațiunii Mamaia, va trebui să rezolve în următorul an aceste toleanțe ale hotelierilor în ceea ce privește piscinele, repet, descoperite și acoperite, cât și locurile de parcare. Și acum o să vă spun părerea personală cu privire la litoral. Oameni buni, până când o să avem un sezon de minim 9 luni, nu o să facem treabă. Degeaba vorbim de mai septembrie. Nici microfonul nu mai vrea. Nu, 9 luni. De ce? Pornim de la joburi. Atâta timp când noi vom merge cu zilieri, ca să zic așa, și cu oameni pe care îi angajăm 2 luni, 3 luni, 4 luni, 5 luni, îi aducem din străinătate, etc., etc., nu o să facem treabă. O să ne cârpim. Noi trebuie să dăm joburi pe un an. Și să-i ținem pe oameni, să-i forjăm 9 luni, 3 luni să-i lăsăm să se odihnească, dar să-i plătim. Dar de la asta trebuie pornit. Dacă noi nu vom avea sezon cu echipe stabile pe tot anul, nu vom face treabă. Asta e o chestie de viziune. Nu știu dacă e viziunea stațiunii sau a litoralului românesc sau a României. Uitați-vă la gradul de ocupare pe care îl avem la nivel național. E 28%. Bă, n-avem cum să facem turism cu 28% grad de ocupare. Și dacă e să ne uităm pe litoral, e mai jos. De ce? Că este doar sezonier. Nu ai cum să faci treabă. Punct. Și de aici trebuie să înțelegem care e strategia. Ok, ne fixăm o viziune și niște obiective. Să avem minim 9 luni de operare, să facem, să trecem, să nu știu ce. Cine sunt stakeholderii? Eu nu pot să aud an de an că avem probleme cu plajele. An de an. Suntem nebuni. Adică nu suntem în stare să rezolvăm o problemă pe 15-20 de ani. Nu se poate așa ceva. 2. Fără turiști străini, nu avem cum să facem în România, pe litoral, sezon de 9 luni. Când spun sezon de 9 luni, îmi vine să zic măcar de 5. O să ziceți că o să ne pun la cap că vreau sezon de 9 luni, când noi, de fapt, avem 8 weekenduri. Deci, fără turiști străini, fără seniorii, dau exemplu din Germania, care vin în aprilie, în octombrie, în noiembrie, și nu așteaptă 40 de grade afară, și nu așteaptă soare, și nu așteaptă piscine, fără ei, nu avem șanse la 6-9 luni. Nu avem șanse. Pentru că noi suntem aici bazați pe români și pe bucureșteni. Cum e vremea? Eu am astăzi 10 oameni de jur împrejurul meu care vreau să vină la mare și nu mai vin. Că nu-i vreme frumoasă. Și altceva. Vin cu mașini. Și noi ne întrebăm cum să le facem locuri de parcare și să le dăm și gratis și așa mai departe. Păi străinii nu vin cu mașini și străinii stau minim o săptămână. Am rezolvat și traficul și faptul că vin ăștia să joace table, să se plimbe pe malul mării, să îi face un masaj, să... da? Whatever. Deci, nu vreau să intru în amănunte, că putem să facem un workshop de 3 zile. Dar eu vă provoc, ca OMD, pentru că așa cum am spus acum 18 ani, așa spun și acum. Singura șansă este să vină de la OMD. Motorul este OMD-ul. De ce? Că acolo e și primăria, și ar trebui să fie și Consiliul Județean. Aici e motorul.
Dar motorul trebuie să spună în felul următor. Băi, frate, care e viziunea? Care e proiectul? Cine e project managerul? Care e deadline-ul? Și hai să ne gândim. Asta este un exemplu de bucățică dintr-un puzzle mare care se cheamă un proiect Mamaia 9 luni. Haide să-l facem, că nu... Știți, ultima chestie pe care o spun și la Rethink-o tot văd că avem Rethink Talks, să vorbim despre diverse chestii. Băi, știți care e nenorocirea noastră? Că știm teoretic să facem. Dar nu implementăm. E, asta înseamnă că avem probleme la project management. Haideți să implementăm un astfel de proiect și o să vedeți că lucrurile se dezvoltă. Dacă tot vorbim, ba de o piscină, ba de să mai dăm puține taxe în jos, toate sunt corecte. Dar asta nu e viziunea. Astea sunt bucățele dintr-un puzzle mai mare.